Urmăriți sinteza zilei în această seară, doamnelor și domnilor. În studioul nostru se află Doina Vadim Tudor și fiica sa Lidia Vadim Tudor. Săptămâna, bine ați venit! Bună seara! Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Mărturisesc că am văzut interviul pe care l-ați acordat Marei Bănică, care mi s-a părut foarte interesant, dar mai ales în contextul actual în care multă lume, ar vrea să fie o copie a lui Corneliu Vadim Tudor, poate că discuția noastră e cu atât mai interesantă. Sunt oameni care încearcă să-și revendice discursul său și o să-mi spuneți dumneavoastră cât de mari sunt distanțele între cei care sunt astăzi, care vor să fie, și cel care a fost Corneliu Vadim Tudor. Vreau să vă fac o surpriză în această seară. Era 2014 și l-am avut invitat pe Corneliu Vadim Tudor în studio. Haideți să vedem câteva imagini din 2014 și apoi începe un interviu extrem, extrem de interesant. Domnul Corneliu Vadim Tudor. Da. Bună seara! Salut. Bine ați venit! Mă bucur să vă revăd! Prezentarea ta cu mult bun simț, însă vreau să spun toate astea, eu le-am abordat cu mult înaintea tuturor, pe unde am spart eu lemne, mulți de la alte posturi de televiziune și din presa scrisă, culeg ai surcele și chiar scobitori, despre defrișarea pădurilor, despre afacerea EADS, toate astea au fost declanșate de mine, despre păcatele grave ale lui Traian Băsescu, care nu vrea să dialogueze civilizat cu nimeni, să cum crede vedeți, perfect. Cum vedeți cei 10 ani de zile care se încheie acum? O pagină neagră în istoria României. Vorbesc asta ca scriitor, ca sociolog, ca istoric, ca șef de partid. I-am și spus-o de mai multe ori, și direct și indirect. Nu trebuia să amputeze pensiile și salariile. El zice că a făcut bine. Nu! Este o rușine pentru un șef de stat că zice că dacă strângem cureaua, se redresează economic țara. Au dovedit studii, expertize, oficiali înalți europeni că aceste măsuri de austeritate nicăieri nu au dus la rezultatele scontate. El zice că nu mai avea bani, că îi tăiase ăla sursele de finanțare. Așa s-a scris istoria asta, adică el a fost manevrat. A fost și șantajat, și amenințat, și manevrat. E mult de spus pe tema asta și le vom dezbate public să vedem cum nu se conduce o țară. O țară care n-are voie să fie săracă, Mihai Gâdea. România stă pe niște valori extraordinare, de-aia dau toți târcoale cu aerul că sunt turiști pe aici, văd și ei. Uite ce a zis fostul ambasador Nicolae Tauban în urmă cu 10 zile, da? În zona Văii Prahovei încă sunt hidrocarburi mai bogate decât s-a exploatat 100 de ani, adică petrol și gaze. E vorba de fundul Mării Sarmatice. Numai că trebuie forajul ceva mai adânc și să ajunge și la 15.000 de metri. Pe platforma continentală a Mării Negre sunt gaze naturale, nu gaze de șist. Și gazele de șist contează foarte mult, că sunt rezerve extraordinare, dar nu prin fracturare hidraulică, pentru că așa ceva, spun savanții francezi, produce vreo 60 de boli în frunte cu cancerul. Domnule Corneliu Vadim Tudor, după cei 10 ani de zile pe care i-ați descris și probabil că o să o mai faceți, ne aflăm în această campanie electorală în care România își va alege un nou președinte. Își va alege sau îi va fi impus? Nu știu, asta să-mi spuneți dumneavoastră. România e colonie și Traian Băsescu e agent american recrutat în 1998 pe când era ministrul transporturilor. Să intre cu mine în direct dacă are curajul și aveți spus... dovezi? Dovezile le are George Cristian Maior. Dovezile le are Teodor Meleșcanu. Dar ei îl iau pe lumi brațe. N-avem voie. Nu ne permite da, legea. Dacă nu aveți dovezi, o să fie complicat. Că da. Dau în judecată și... Nu, dar să vă dea ceea ce nu are în judecată. Păi el a câștigat primăria generală a Capitalei de 2 ori, impus de americani, după 6 seara, Gara de Nord. Ții minte, MISA, RECIPISA, președinția României de 2 ori, când de fapt au câștigat-o în realitate altceva. L-au impus pe el. El e un yes man. Le-a promis și ce n-au cerut.
De data aceasta, ce credeți că se va întâmpla? Aceasta este opinia noastră pe care vă asumați. Ce credeți că se va întâmpla în această campanie electorală? Vom alege un președinte sau va fi impus? Va fi impus. Pe mine nu are nimeni la mână, nu sunt șantajabil și n-am avere. Știi și tu, ți-am zis înainte de emisiune că mi-am vândut azi mașina. Mașina mea Mercedes cu un preț de bajocură. Dar numai n-am bani de campanie electorală. Nu circul până orașul ăsta. Telespectatorii nu văd ce se întâmplă pe arterele țării, chiar pe ulițele satelor. Vadim Tudor nu există, pentru că totul costă. De unde bani? Întreb cine va fi președinte. No, puțin, nici americanii nu știu. Doamna Doina Vadim Tudor, vă aduceți aminte să fi văzut această emisiune? Da, am văzut-o, precis, dar nu mai mi-aduc așa bine. Desigur. Au trecut mulți ani de zile de atunci, sunt 10 ani de zile. 10 ani, da. Noi ne uităm la domnul, la Corneliu Vadim Tudor ca la cel pe care îl știam noi de la televizor. Dumneavoastră, cum îl vedeți? Corneliu Vadim Tudor a fost un om deosebit, pe care puțină lume l-a cunoscut cu adevărat. Deci a fost sufletul meu pereche, a fost jumătatea mea. 34 de ani am fost împreună, dintre care 28 de căsătorie. Era un om vesel, bine dispus, care își lăsa problemele acasă, la ușă întotdeauna. Un tată iubitor, un bun familist, își iubea patria până la epuizare, pot să spun. Deci ar fi făcut orice pentru neamul lui. Cât vă uitați la televizor astăzi? Ați observat că sunt diverse personaje care vor să limite? Da, bineînțeles, dar nu o să reușească nimeni. În primul rând, el a fost un mare orator. Era în stare, în decurs de 15 minute, să adune 5.000 de oameni și să le vorbească două zile, două nopți, fără întrerupere. A fost scriitor. Are foarte multe, are 34 de cărți scrise, a scris scenarii de televiziune, a scris piese de teatru, a scris cronici sportive, a fost sociolog, jurnalist. Când vedeți, îi vedeți asta pe cei care vor să limite, sunt câțiva. Vă place că încearcă să limite sau vă deranjează? Nu, nu, nu. Vă deranjează? Nu, mă deranjează și nu mă uit. Pentru că, după părerea mea și după părerea mai multor oameni, nimeni nu o să poată să limite. Deci el avea o memorie și un discurs. O să vedem în seara asta un pic despre memoria domniei sale, care era una, într-adevăr, incredibilă. Haideți să începem un pic cu începutul. Puteți să ne descrieți. Când l-ați cunoscut, erau cu totul alți ani? Era o altă epocă? Erau anii de dinainte de 1980. Așa. Când l-am văzut în stația unui autobuz în care eu eram și mi-a atras atenția că era un bărbat înalt, frumos, bine făcut. A fost aruncător de suliță. Avea umeri lați. Și m-am gândit atunci, zic, uite, așa mi-ar trebui un bărbat ca el să cunosc. Și întâmplarea a făcut că, după masă, eu lucram la o policlinică, la stomatologie, el a venit cu profesorul Gore Popescu de la Facultatea de Sociologie, acolo ne-am văzut, o coincidență. Deci în ziua în care l-ați văzut în stație... În ziua în care l-am văzut, l-am văzut la prânz și după masă a venit la policlinică. Și... mi-a cerut numărul de telefon, a vorbit cu medicii de acolo să îl... Eu n-am vrut să-i dau numărul de telefon, mă rog, a tatonat el așa vreo lună de zile, m-a invitat la un spectacol a cărui scenariu l-a scris pe 23 august pentru Ceaușescu. Asta era, deci, 1980, pe 23 august, prima invitație a fost să vă duceți, da, da. Să-i vedeți spectacolul. Să mă duc pe stadion să văd spectacolul împreună cu mama lui. Și nu m-am dus, pentru că aveam altceva de făcut, mi se pare că eram de gardă, nu mai știu. Și a insistat cu telefoanele, după care ne-am văzut la restaurantul Mărul de Aur, unde era împreună cu Eugen Barbu și cu Marga Barbu.
Acolo am stat de vorbă mai mult și acolo ne-am cunoscut. Și apoi a început o relație de iubire și apoi de căsătorie de, cât a spus, 34 de ani și ne-am căsătorit în 1987. În 1987, deci v-ați cunoscut în 80, da. Și 7 ani de zile mai târziu v-ați căsătorit. Era diferență mare între ceea ce era la televizor, Corin Luba din Tudor, și ce era acasă? Foarte mare. Deci, el era un om dur, părea un om dur, dar nu era. Era foarte aprig, la mânie. Pe când acasă, v-am spus, la ușă își lăsa toate problemele și era un tată bun, un familist convins, era un soț bun. Era romantic, deci ne făcea toate poftele. Până momentul în care el a decedat și vreau să vă spun că atunci parcă ne-a lovit ceva în cap, un meteorit, nu știu, nu ne-am trezit câțiva ani de zile din acest șoc. Nu vă așteptați, nu? Nu. Avea 65 de ani, nu era un om în vârstă, da? La 65 de ani, cu toate că noi, de exemplu, care îl cunoșteam, relația jurnalist-om-politic, ne mai spunea din când în când că, adică nu părea că era genul care să aibă foarte mare grijă de sănătatea asta, e corect? Nu, n-avea. Și nici nu asculta. Nici nu asculta. Deci avea diabet, avea probleme cu inima, făcuse și un edem pulmonar în 2013 și nu vrea să meargă la doctor. Cred că de frică nu vrea. Deci sub nicio formă nu, la doctor nu. Țin minte că cu 3 zile înainte de a se întâmpla această tragedie, s-a simțit rău, l-am sunat pe domnul general Țintoiu și mulțumesc pe această cale, pe dânsul a avut grijă toată viața de el și de fapt mulțumesc și tuturor medicilor și cadrelor medicale de la Spitalul Militar. Și dânsul mi-a spus, nu, adu-l aici, adu-l sub, nu știu cum, dar adu-l încoace. Nu a vrut să meargă. Și era frică de doctor, era frică de injecții, de perfuzii. Mai fusese, v-am spus, în 2013 internat cu un edem pulmonar. A stat o zi și jumătate, după care a zis, gata, faceți-mi formele că plec acasă. Nu, că nu se poate, că așa și pe dincolo, au vrut să-l mai țină, sub nicio formă. A trebuit să luăm și l-am dus acasă, cu tratament, dar nu s-a simțit bine atunci, vreo săptămână. Și în 2015, pe 14 septembrie, dimineața, a scris toată noaptea, la săptămâna pe scurt, la România Mare, și-a aranjat ziarul și a zis, Doina, era 4 dimineața, și mi-a zis, Doina, uite, am fost la baie și am auzit cucuveaua. Și eu am zis, nu, ce cucuvea, nu se poate, de unde e cucuvea la 4 dimineața? Nu, eu am auzit cucuveaua și astăzi se va întâmpla ceva. Măi, l-am liniștit eu cum am putut, nu. Se simțea rău, îl durea, avea gheară aici în piept, înspre gât, înspre mână. Și am zis, hai la spital. L-am sunat pe domnul general pe la 5 dimineața, a zis, adu-l repede la spital. N-a vrut. Ca la ora 7 să-și cheme singur salvarea, pentru că nu mai avea aer. Se sufoca. Și am coborât cu el, eu cu Lidia, Jenny, cea mai mică a rămas acasă și s-a oprit în dreptul ușii. Am plecat cu mașina care era la poartă cu gărzile lui, salvarea venea pe drum, dar nu mai puteam să așteptăm pentru că era foarte rău, se sufoca, n-avea aer, am dat drumul la aerul condiționat, la geamuri. S-a oprit în dreptul ușii și a întins brațele și a spus, Doamne Iisuse, astăzi este ultima mea zi. Deci știa clar că se simte. Da, așa a zis, mamă, vin la tine. Deci el și-a iubit enorm de mult mama. Și a zis, mamă,
astăzi vin la tine. Și așa a fost.